Biserica Ortodoxă l-a prăznuit pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință. Acesta s-a născut în Capadocia, Turcia de astăzi, într-o familie creștină și a reușit să urce treptele carierei militare până la rangul de general al gărzii imperiale. În acele vremuri, creștinii erau prigoniți de către împărații romani care se temeau că învățătura lor îndreptată spre pace ar pune în primejdie existența statului care se ridicase grație războaielor. Cum generalul creștin nu s-a lepădat de credința sa, împăratul Diocletian a poruncit să fie executat prin tăierea capului. Martiriul său s-a petrecut în ziua de 23 aprilie anului 304, zi în care se prăznuiește faptul că religia creștină nu a murit odată cu el. Vedeți dumneavoastră, oamenii uită, cele ale lumii acestea sunt trecătoare, în Hristos cel înviat nimic nu trece. Cele bune spre mântuire și spre rai sunt veșnic pomenite, despre cele rele nu vorbim astăzi. Sfântul Gheorghe a murit pentru Hristos, credința lui s-a dovedit mai tare decât slăbiciunile omenești și s-a făcut sfânt, vrednic de pomenire până la sfârșitul veacurilor. Îl pomenim ca pe unul din cei care au murit pentru Hristos cu mare vrednicie, îl pomenim ca pe unul dintre sfinții lui Hristos care sunt exemple pentru noi, îl pomenim ca pe un sfânt care este rugător la Dumnezeu pentru noi, cei care suntem mai puțin vrednici de sfințenie. Iconografia păstrează imaginea Sfântului Gheorghe călare pe un cal în timp ce străpunge cu sulița un balaur. Este vorba despre o legendă pioasă în care Sfântul salvează cetatea Silena din provincia Libiei, terorizată de un balaur. Această imagine a sa a rămas în amintirea oamenilor ca un model de curaj în lupta cu diavolul. E Sfântul Gheorghe, face minuni. Sănătate ne dă, la rugăciune, la toate. Ce să mai spun? Sănătate să ne dea Dumnezeu la toți, dumneavoastră și nouă. De am avea și noi puțină credință, nu cât el, că nu reușim noi oamenii, adică nu reușim că nu vrem. Asta e. Și să faceți ce a făcut el pentru noi, pentru credință, că adică mări pe la faptul că a murit pentru Hristos, e lucru enorm de mare. Noi nu facem oamenii noștri. În general nu facem. A fost un mare sfânt, un mare luptător, a fost decapitat de, bineînțeles, de dușmani pe timpul acela, erau tot așa și atunci dușmani, e o mare sărbătoare. De Sfântul Gheorghe aproape 1 milion de români își aniversează onomastica. Cei mai mulți dintre ei sunt bărbați și poartă numele de Gheorghe, George și alte derivate. Dintre femei, cele mai multe se numesc Georgeta și Gheorghița. Televiziunea Alfa Media le urează la mulți ani sănătoși și luminoși celor care poartă numele Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.